A fost reținut, plasat în izolator, a făcut declarații în dosarul în care este acuzat de complicitate la furt și spălare de bani în proporții deosebit de mari și în dosarul revoltelor din aprilie 2009, în care are statut de martor. Ulterior a fost eliberat, iar acum se teme pentru viața sa și a familiei sale. Vorbim de Boris Prâncean, finul de cununia lui Adrian Nichifor, personaj din anturajul lui Plahotniuc. Într-un interviu oferit postului nostru de televiziune, el susține că a fost extradat ilegal din Germania, procurorii moldoveni fiind aproape șocați când l-au întâlnit pe aeroport. Nu este vorba de o procedură de extradare, iar la 30 noiembrie 2021, Sprânceanu Boris s-a prezentat benevol la punctul de trecere a frontierii Aeroportul Internațional Chișinău, unde aș fi fost reținut de oamenii legii pe un termen de 72 de ore, ținând cont de faptul că în privința acestuia, încă în decembrie 2020, a fost emisă o ordonanță de reținere și anunțare în căutare. Deși pe 1 decembrie responsabilii de la Procuratura Generală spuneau că Boris Prâncean a venit benevol în Republica Moldova la o lună de la reținerea sa, acesta ne-a povestit în detalii cum a ajuns în țară. A fost luat pe sus de doi agenți germani chiar din casă, atât el cât și soția și copilul acestuia. Era trecut de miezul nopții când au fost scoși din locuința lor din Germania și urcați într-o mașină dotată cu gratii pentru transportarea infractorilor. Am încercat să lămurim, că suntem în litigiu, avem acte veridice care nu este pronunțată o sentință în privința noastră de extradare, de expulzare, și n-am primit niciun răspuns, doar mi-a spus să-i urmăm, mi-a dat 10 minute să-mi strângem lucrurile. Au fost duși într-un alt oraș, într-un loc ce semăna cu un inspectorat al poliției. Acolo s-au schimbat agenții și au pornit spre aeroport. Pe drum, comportamentul polițiștilor a fost dur față de Sprâncean și familia sa, spune acesta. Copilul vrea la toaletă, am solicitat, mi-au spus să așteptăm 40 de minute, la care noi am insistat că chiar nu era posibil de mai așteptat 40 de minute atâta timp. Și am fost conduși la o stație PECO, unde am fost tot câte unul scos din mașină și însoțiți chiar până înăuntru, în liceu. La ieșire am solicitat, am rugat să-i procur copilului o sticlă de apă. Mi-a fost refuzat, nu ne-a dat voie. A fost însoțit de doi polițiști până pe aeroportul internațional Chișinău, iar aici a fost preluat de polițiștii moldoveni. Erau peste aproximativ 20 de polițiști în zona în care au fost duși, ulterior au fost verificați până la piele. Deși era așteptat pe aeroport, nimeni nu a putut să-i spună cine a cerut extradarea lui și de ce a fost scos din casă după miezul nopții, fără explicații. Prima întrebare ei mi-au dat-o, cum am ajuns, dar așa știți, sub un zâmbet așa ascuns mi-a fost dat întrebarea. Le-am răspuns că doar ei știu cum am fost eu, cum am ajuns eu în țară. Toți au negat. Și ofițerul de urmărire penală, ofițerul superior, toți au spus că nu cunosc cum am ajuns eu în țară. El a fost dus în izolatorul de pe strada Tighina din capitală, iar soția și copilul au plecat acasă. A doua zi a fost dus în fața procurorilor pentru a depune declarații în două dosare, cele în care are statut de învinuit și este vorba de complicitate la furt și spălare de bani în proporții deosebit de mari în operațiunea cu carduri bancare și în cele în care are statut de martor, fiind vorba de dosarul 7 aprilie 2009. Între timp a primit și vești din Germania. Și-au recunoscut vina autoritățile germane. Este o încălcare, s-a făcut apel și către Bundestag, unde a primit confirmări pentru că a fost o eroare, precum am nimerit într-un val de predarea puterii, adică nu că puterii germane, dar a fost schimbul adică a plecat Angela Merkel și a venit noua conducere. După această versiune, am mai primit o explicație. Mi-a fost comunicat, precum a fost o înțelegere, o conlucrare și o înțelegere între două state, la cel mai înalt nivel, ca să ne extradeze.
Boris Brâncean a fost extradat din Germania la 3 săptămâni de când a făcut dezvăluiri la Jurnal TV despre schemele în care este implicat nașul său, Adrian Nichifor, un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc. Am încercat astăzi să aflăm de la procurorul de caz cum a ajuns Boris Brâncean în Republica Moldova. Acesta a refuzat să ne ofere informații la telefon, cerând să-i trimitem o solicitare pe poșta electronică. Brâncean ne-a spus că a fost și amenințat cu moartea de mai multe ori. Este nașul meu de cununie, Adrian Nichifor, la care scopul lui a fost ca eu să ajung lângă el acolo, ca să fie ca o răfuială asupra mea, pentru că am refuzat o tranzacție care era foarte importantă pentru el. După declarațiile lui Boris Brâncean făcute în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV la mijlocul lunii noiembrie, procuratura anunța că urmărirea penală în dosarul evenimentelor din aprilie 2009 a fost reluată. Boris Brâncean a spus că în casa lui Adrian Nichifor, unde a fost invitat cu ocazia zilei de naștere pe 12 aprilie 2009, a văzut 12-14 lunete și 10 pistoale, iar nașul său Nichifor i-a povestit că acestea au fost instalate pe clădiri și erau fixate pe protestatari în timpul manifestațiilor din 7 aprilie 2009. Boris Brâncean a spus în cadrul emisiunii că așa ceva nu ar fi fost posibil fără implicarea directă a lui Vladimir Plahotniuc. Actualmente, Adrian Nichifor este deținut în penitenciarul numărul 4 din Cricova, fiind condamnat la 17 ani de pușcărie pentru omorul lui Dan Pârlici, fratele comisarului Denis Poreni.